Adevărul despre programul pentru școala României și programul Masă Caldă în Școli. Cele două programe sunt total diferite și sunt finanțate separat. Programul pentru școala României a fost inițiat de Partidul Social Democrat încă de pe vremea guvernului Năstase, intitulat Cornul și Laptele. La ora actuală, acesta are și o componentă europeană, fiind finanțat atât din fonduri europene cât și de la bugetul de stat. Astfel, programul beneficiază de un buget total de circa 126 de milioane de euro, aferent pentru anul școlar 2018-2019, din cadre fonduri europene peste 17 milioane de euro. În anul școlar 2018-2019, conform datelor comunicate de Ministerul Educației Naționale, acesta se adresează unui număr de 2.184.462 de preșcolari din grădinițe de stat autorizate acreditate, particulare acreditate, cu program normal de 4 ore și elevi din învățământul primar gimnazial și privat autorizat acreditat. În ședința de guvern din 30 ianuarie 2019 a fost aprobată o hotărâre de guvern care modifică și completează hotărârea de guvern 640 din 2017, în sensul că, printre altele, se introduc și prevederi prin care să reglementeze posibilitatea aplicării de sancțiuni de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în situația în care autoritatea competentă la nivel local nu respectă obligațiile prevăzute în cadrul programului. Programul pentru copiii școlari din învățământul primar și gimnazial, precum și pentru preșcolari, presupune fructe, legume proaspete, lapte și produse de panificație și nu are nicio legătură cu programul Masa Caldă în Școli. Programul Masa Caldă în Școli este un program nou, propus tot de Partidul Social Democrat, finanțarea acestuia provenind din diminuarea cu 140 de milioane de lei a bugetului alocat partidelor politice în bugetul de stat pentru anul 2019. Pentru a se elimina dependența față de finanțarea privată și pentru a fi redus riscul de corupție în activitatea politică în toată Uniunea Europeană, cu excepția Maltei, activitatea partidelor politice este susținută de la bugetul de stat. Și în România, prin lege, partidelor parlamentare sunt finanțate de la bugetul de stat în limita a maxim 0,04% din PIB, bani repartizați partidelor parlamentare în funcție de ponderea mandatelor realizate în urma ultimilor alegeri. Printr-un amendament propus și votat de parlamentarii PSD, suma de 140 de milioane proveniți din diminuarea bugetului alocat partidelor vor fi dirijați spre educație, mai precis pentru programul Masă Caldă în Școli. În concluzie, programul pentru școala României și programul Masă Caldă în Școli sunt total diferite și finanțate separat, singura legătură între ele fiindcă ambele au fost inițiate către Partidul Social Democrat. Adriana Doina Pană, deputat PSD. Mulțumesc!